arde, ce arde? Vin imediat. Calmează-te. Hai, odată, mamă, ce tot faci acolo? Uite, probez o roche, firar, să fie de roche, roche. Uite așa, probăm o roche. Nu intră sau nu iese? Ce drăguță ești. Foarte nostim. Ia spune, tu ce Bună, faci? Mamă, ce Bună. Faci? De ce ești supărată? Nu sunt foarte supărată, nu sunt deloc supărată. Uite, m-a enervat ticul tău, n-a vrut să îmi dea bani să cumpăr o roche nouă pentru botezul Mariei, dar tu puișor. Ce faci? Ai terminat școala? Cum ești? Mamă, nu-i măcar am fost la școală! Cum ai fost la școală? Dar ce ai făcut? Am găsit un portofel și n-am știut ce să fac, să-l păstrez, să-l duc la poliție sau să ți-l aduc ție. Păi și cum adică? De ce să mi-l aduci mie? De ce să mi-l aduci mie? Adică de ce mi-l-ai adus mie? Pentru că e plin cu bani! Băi, nu pot să cred, Doamne Dumnezeule, asta ne pune puțin pe gânduri. E plin cu bani? Hai să vedem ce bani. Nu știu, dar sunt destul de mulți și... Ia. Și dolari. Tu ce crezi că ar trebui să fac? Să-i duc la poliție? Eu cred că ar trebui să-l ducem la poliție numai după ce-i numărăm. Ia, hai să-i numărăm. Bine, mă, mamă, dar e corect să umbli în portofelul unui străin? Așa este. Nu prea e corect, ai dreptate. Gata, știu. Îl cheamă Augustin Tomescu. Aoleu. Gata! Nu mai e un străin! E portofelul la Augustin! Fai de mine, fata mea, fata mea dragă! Așa, ia să vedem câți bani are dragul nostru de Augustin. Ia să vedem cât are... 100? 200 de lei? 500 de dolari? 400 de euro? Acum ce să facem? Să-i dăm înapoi? Nu știu, da, sunt mulți, 1000 de dolari în banii noștri. Oh, păi ca să înțelegi, sunt destul de mulți bani ca să ne luăm amândouă câte opere, câte pantofi, câte o rochiță nouă și sunt sigură că ne mai rămân și pentru două poșete. Și dacă ne mai rămân, o să-i luăm taticului tău o pereche de șosete. Adevărul e, mami, că sunt cam mult bani pentru un portofel. Da. Eu cred că e bogat. Cine? Augustin? Da. Mm-hmm. Așa cred și eu, dar cred că așa ca mamă ce sunt, ar trebui să îți spun să-i dai înapoi și să fii cinstit. Hai, mă, mamă, unde te crezi? Pe Facebook? Adevărul e că dacă pui problema așa... Și până la urmă fac și eu o faptă bună cu ei. Tata mereu îți spune, ce-ți mai plac banii. Tăticul tău nu e prea cuvincios, ca să zic așa, că mie nu prea îmi plac atât de tare banii, sincer. Nu-ți plac, mami, dar te calmează. E bravo! Da. Vezi că știi, vezi că știi. Păi știu, mami, pentru că și pe mine mă calmează. Cred că suntem mai mult cu tine decât cu tata. Ei, lasă că și tăticului tău îi plac, dar nu vrea să recunoască. Adevărul e, draga mea, Mira, că banii nemunci. Hai, mamă, nu mă lua cu citate din astea. Dacă munca era bună, o păstrau ăștia bogați pentru ei. Am văzut eu la televizor că s-au spetit ăștia plin de bani. Asta e tare. Bun, am înțeles. De data aceasta... Am să fiu o mamă denaturată. Aoleu, am o, Ana. Și îți dau dreptate. Așa te vreau. Auzi, mamă, da? Tu ce faci dacă ai avea un milion de dolari? Un milion de dolari? Sincer, un milion de dolari, un milion da, de... Mami. Cred că n-aș face nimic toată ziua. Nimic? Păi eu, Ionel, nu face nimic toată ziua și n-are nevoie de un milion de dolari pentru asta. Auzi, hai să nu mai faci tu așa pe nebunica și să luăm o hotărâre. Îi dăm? Sau îi păstrăm? Nu știu încă. Auzi, mami? Da? Dar de ce nu te-ai măritat cu cineva bogat?
Pentru că am vrut să mă mărit din dragoste. Păi și eu tot din dragoste vreau să mă mărit. Atunci o să ajungi ca mine, draga mea, Mira. Mă, nu cred asta, mamă. Eu o să mă învârt printre oamenii bogați până se îndrăgostește unul de mine. Uite că la asta nu m-am gândit. Ești mult mai deșteaptă decât mine. Poate ar trebui să te las să hotărăști singură ce faci cu portofelul. Auzi, mamă, dar de ce tot timpul oamenii spun expresii de genul ăsta? Degeaba ai bani dacă ești singur. Cum poți să fii singur dacă ai bani? Vor să spună că nu poți cumpăra cu bani nici dragostea, nici prietenii. Eu cred că dacă ai bani, ești romantic, deștept și amuzant. Iar dacă ești romantic, deștept și amuzant, ai și dragoste și prieteni. Așa este, ai dreptate, dar de unde ai scos-o tu și pe asta? Din portofel, uite! Dacă l-ai pe Eminescu, poți fi romantic, că doar e poet. Bine, fii atent unde e. Dacă l-ai pe Lucian Mlaga, poți fi deștept, corect, că e filozof. Adevărat? Ia! Și dacă l-ai și pe Caragiale, poți fi amuzant, că e umorist! Incredibil! Bravo, Mira! Aproape că ți-aș zice să păstrezi banii pentru că meriți! Meriți! Ești deșteaptă! Păi eu cred că Augustin chiar nu s-ar supăra dacă i-am păstrat. De ce spui tu asta? Pentru că el sigur e foarte romantic, deștept și amuzant. Uite, are are doi poeți, un filozof și trei umoriști în portofel. Atunci hai să-i păstrăm. Tata, că m-a văzut cineva când a găsit portofelul. Aoleu, da, uite că ai dreptate, la asta nu m-am gândit. Nu. Da. Nu. Gata, știu! Îl pierd cum l-a pierdut și Augustin! Și dacă mă întreabă cineva ce am făcut cu portofelul, eu îi spun adevărul. L-am pierdut. Păi și ce afacere ai făcut cu chestia asta? Eu niciuna, mami, dar în schimb tu...